Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Gorj TV, la emisiunea Dialog Deschis. Ne întâlnim, ca de obicei, în fiecare seară, de luni până joi, de la ora 21. Discutăm în această seară despre situația complexului energetic Oltenia. Vedem ce se întâmplă cu prețul energiei electrice, care a crescut foarte mult. Dacă privim din perspectiva celor de la Complexul Energetic Oltenia, acesta este un lucru bun pentru că acoperă o mare parte din costuri. Chiar spunea, în urmă cu puțin timp, președintele directoratului Complexului Energetic Oltenia că dacă se menține acest preț, ajunge să se acopere chiar și costul acestui certificat de carbon, cu toate că a crescut și acesta foarte mult, dar cea mai mare parte a populației trebuie să suporte sau trebuie să suportăm cu toții prețul acesta majorat la energie electrică. Și din ce am văzut, în multe zile chiar prețul din România a fost cam la cel mai înalt nivel din toată Europa. Noi, Grecia, Bulgaria și Ungaria și țara vecină Ungaria am avut cele mai mari prețuri la energie electrică. Discutăm cu invitatul nostru din această seară, domnul Dumitru Părvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Dacă privim din perspectiva complexului energetic Oltenia, e un lucru bun acesta că a crescut prețul energiei electrice. Vă mai ușurează puțin povara aceasta certificatelor de dioxid de carbon. Mă gândeam că a făcut chiar prim-ministru a făcut o gafă, a încurcat puțin certificatele de dioxid de carbon cu certificatele verzi atunci când a fost, nu știu dacă ați urmărit declarații, atunci când a fost instalat domnul ministru de finanțe, Dan Vâlceanu, a confundat cumva, a spus că a crescut certificatele verzi, de fapt au crescut certificatele acestea de dioxid de carbon pe care trebuie să le plătească Complexul Energetic Oltenia. Bine, cred că foarte puțină lume știe Distinge? care e diferența Păi între da, cele dacă ne două gândim la tipuri de prim-ministru certificate. De țării, acord în coate, da. nu prea Da. e de tolerat o Bine, asemenea gafă, chestiunea e greșeală. că, ținând cont că vorbim de un verde intens în toată Europa, poate l-a luat gura pe dinainte. Nu că Da. vreau să spun. Dumnezeu știe ce a avut. Dar cert este că foarte puțină lume știe diferența între cele două. Și exact ce spuneți Certificatele verzi sunt dumneavoastră, primite de către certificatele producătorii de verzi, energie verde. certificatele verzi au o reglementare foarte dubioasă și v-am mai spus-o, pentru că în inflația asta de certificate verzi, odată cu dezvoltarea energiei regenerabile în România, având un prag inferior foarte suspus, de ani de zile e cam pe pragul ăla inferior. Deci e Da, un în prețul prag e super. fix, nu la certificatele Deci verzi, intenționat, e un pentru preț că fix. intenționat nu s-au lăsat în piața liberă. Parcă Dacă se ponta lăsau le-au în mai piața redus puțin, liberă, nu? automat prețul lor scădea, fiind inflație de certificate. Dar nu s-a vrut pentru că sunt băieții care probabil au cotizat și trebuie să se recupereze cotizația. Cum este perioada aceasta pentru Complexul Energetic Oltenia? E o perioadă E o favorabilă, da? perioadă, să zic, ca și până acum, cu probleme, cu inevitabile, pentru că să nu aveți impresia că dacă s-au dat câteva acte normative, am revenit la nivelul zero. Chiar și acest preț pe care îl spuneți dumneavoastră, destul de mare în ultimul timp. Bine, unii spun că coincide cu liberalizarea pieței de energie. Eu zic Da, că nu. da. Nu, pentru că nu are nicio problemă, pentru că piața de energie la producător a fost liberă de ani de zile. Pentru că s-a liberalizat piața către consumatori. Da. Deci Și piața mai ales OPCOM, consumatorul casnic. deci OPCOM-ul e piață liberă de nu știu când. Pentru că asta e o altă enormitate în ultimii 20 de ani. Adică la producător nu faci o reglementare, nu ții cont că fiecare producător are o structură de costuri diferită, pentru că asta e realitatea. Una e să produci apă, curent, folosind energia hidro, apa, alta să produci curent folosind huila, că dădui termenii extremi. Și aici trebuie să se intervină. În schimb, s-a intervenit foarte inteligent în acele
segmente, adică în distribuție și în transport, prin acele tarife. Și multe tarife au fost reglementate de ANR, de foarte multe ori umflate rău de tot, pentru că să știți că prin reglementarea acestor tarife, foarte multe companii din distribuție și inclusiv transport, bine, ca să ai de stat, Transelectrica, au profiturile alea gigante și multianuale. În schimb, aici, în piața producătorilor, v-am spus, a fost întotdeauna concurență. Da, adică că e o, la e o aiureală. Creșterea da, aceasta... Dar creșterea cum să zic, are un fundament. În momentul în care arunci în piață, ideea e că trebuie să închidem ceva, cărbunele, da? Ne vorbind de timp, ne vorbind de etape, ne vorbind de nimic. Și spui, domnule, închidem cărbunele, iar cărbunele are 20% din piață, normal că cei care cumpără și pun problema. Băi frate, dacă dispar 20% de oleme, cumpărăm. Pentru că rețelele de interconectare nu pot să acopere și această cantitate. Chiar dacă în timp, până acum, au acoperit 1000 și de megawați. Am înțeles chiar că până 2000. Până la sfârșitul anului va ajunge la 3000. Deci, stați să discutăm capacitatea de import. Deci, stați să o luăm etapizat. Să discutăm despre producător. Și în momentul în care tu arunci în piață chestia asta, piața e sensibilă. Crește. Mai departe, a fost tărășenia aceea rostogolită luni de zile cu ce o rămâne fără 3500 de salariați. Păi normal că ea care sunt acolo pe bursă știu ce înseamnă minus 3500 de salariați. Știu că înseamnă o cantitate mai mică la CEO. Și înseamnă iarăși un minus în piața producătorilor. Ceea ce iar irită piața și o ia razna. Deci sunt mai multe chestiuni care au dus la chestia asta. Nu neapărat această liberalizare a pieței la consumator. Revin la consumator pentru că noi, la producători, e piața liberă de ani de zile. Dar e cumva o chestiune că complexul energetic Oltenia, producând la un preț destul de ridicat, având în vedere certificatul acela de dioxid de carbon, dictează cumva prețul. Da, uite, pentru că dacă, asta e o altă chestiune, dacă, o să zizați foarte dacă bine. Dacă ajunge la un preț ridicat, celelalte normal că vor și să vândă la un preț sus. În momentul în care 20% din piață o hotărăște cărbunele, iar ca să vinzi trebuie să-ți acoperi costurile, deci inclusiv costul cu CO2-ul, și te duci la niște prețuri de 500-600 de lei, vin și ceilalți care au costuri de 100 și ceva de lei sub tine. Nu vin cu 500, vin cu 490. Da? Ei fac profituri de miliarde, nimeni nu ce nimic, și tu te chinui să vinzi, cobori și tu tacheta și vinzi în pierdere. Și prin chestia asta, perdantul principal cine este? Cetățeanul și firmele din România. Cum se poate interveni ca să se echilibreze situația aceasta? În România avem trei paliere de decizie. Avem primul palier, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și gazelor naturale. A luat vreo decizie această autoritate? Pentru că, știți ceva, trăiesc în România, dau salarii ca pe Marte. A doua chestiune de decizie e Guvernul României, prin reglementări, și a treia e prin legea energiei electrică Parlamentul României. Niciunul din cei trei actori n-a făcut nimic în două luni de zile de când a început această chestiune cu liberalizarea pieței. Dar revin, e o chestie artificială pentru că nu acolo e problema principală. Problema principală e la producători aici. Asta trebuie văzută, trebuie analizată și e ușor de înțeles, dar nu vor să o înțeleagă. De ce? Pentru că inclusiv statul e mare de beneficiar. Pentru că cât profitul e mai mare la aceste companii... Au taxe, încasează mai mari, TVA, bineînțeles, mai mari. Ce le interesează? Păi, credeți că le interesează pe stat că dumneavoastră plătiți pe benzină 6 lei 20? Puteți să plătiți și 10 lei, nu le interesează. Da, pentru că pentru inflația, că știți foarte bine că 60% din prețul combustibilului sunt taxe și accize. Da, v-am zis, crește inflația, puterea de cumpărare a cetățeanului este afectată. Nu cred că guvernul ar trebui să rămână așa impasibil la chestiunile acestea. Declarațiile sunt așa românul de frumoase. Românul se răcește până la urmă. Auziți, declarațiile sunt așa de frumoase. Vedeți, prin creșterea asta de prețuri, ce a crescut? A crescut economia, domne. Avem creștere economică. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră nu amintește nimeni. Pentru că creșterea economică asta, chiar dacă e mare în România, nu acoperă pierderea puterii de cumpărare a românului.
care e catastrofală în anul ăsta. Nu se prezintă studii. Eu sunt convins că vedem fiecare când mergem la piață și la piața produselor de bază și la servicii și la toate chestiunile astea. Și vedem cum au sărit. A trebuit ajustate și gândindu-ne la această problema faptului că s-a redus puterea de cumpărare, trebuie echilibrate și salariile în complexul energetic Oltenia? Păi, când în primul rând, revenim la... Haideți să o luăm etapiza cu energia. Știți că se discută de foarte mult timp și e un proiect de lege, cred că de vreo 3 ani, cu consumatorul vulnerabil. Acum da. Îi dau pe repede înainte și cine știe ce iese. Că asta e prostia noastră a românilor. Deci în loc să le facem așezat, să aibă finalitate benefică pentru cetățean, o lălăim an de zile și atunci când deja se explodează buba, facem o chestie care oricum nu ajută cetățean. Eu sper să nu fie așa. Dar cam așa s-a întâmplat în alte chestiuni până acum. Vis-a-vis de celelalte aspecte legate de producători, de ce facem, cum ne desfășurăm activitatea mai departe, ce ajutoare vom mai primi, dacă se aprobă, că toate sunt legate și de aprobarea sau neaprobarea programului de restructurare și... În fond, parcă septembrie era, e un program de trecere de la energie pe cărbune în alt tip de energie. Problema e că, și cred că asta e chestia esențială dincolo de declarații. Noi, înainte de a ne fi hotărât să schimbăm cărbunele cu ceva, tune trebuia să facem ceva ăla. Pentru că ce se întâmplă și cu acest certificat de carbon? A apărut și o chestie normală atunci când vrei să scoți din piață pe cineva, ca cazul nostru că poluăm, da? Domnule, da, îl folosești ca pârghie atunci când poate să suplinească cineva acel ceva care tu vrei să scoți, cazul nostru energia pe cărbune. Păi nu vedeți că au trecut câțiva ani și nu există nimic concret de a se înlocui această energie pe cărbune în lume? Uitați-vă ce se întâmplă în țările dezvoltate, nu în Europa. Dar chiar și în Europa, nu le state în Europa. Și atunci ne punem întrebarea, oare pârghia asta, taxa asta, n-a fost pusă pentru a face guvernele bani la buget pe spatele cetățenilor? Că până la urmă, a sesizat și dumneavoastră, cetățeanul plătește taxa. Pentru că măresc prețul, chiar dacă am pierdere, mare parte din preț e și în certificatul de CO2, primesc ajutor de stat să compensez și automat toate chestiile astea din preț se duce la cetățean pe factură, din ajutorul de stat se duce la cetățean prin taxe. Și de asta spun, nu s-a gândit. Deci am pus mult înainte căruța în fața cailor, să nu spun a boilor, că nu prea e frumos. Și uitați ce se întâmplă. La ce preț am ajuns la un certificat de păi cred că eu când am văzut ultima era undeva la 58 de euro. Nici nu are relevanță, da, pentru, dacă, că, pentru că pentru crește că crește mereu, problema, adică nu... problema este că dacă această creștere ar fi dus la înlocuirea odată cu creșterea sa a tipului ăsta de energie poluantă, cum zic ei, cu alt tip de energie, ok, dar problema este că în Europa cantitățile de energie electrică pe cărbune sunt cam la fel, da? Și aia care produc cărbune și aia care nu, și dau exemplu prietenii noștri olandezii care ne-au înfipt aici Greenpeace-ul, dar la ei nu zic nimic, care produc aproape dublu decât noi energie pe cărbune, da? Da bine, din cărbune, din import. Da. Și ăla e poluator, nu? Bun, deci cresc în veselie și nimeni nu se sesizează asta, adică plătim din ce în ce mai mult, dar efectul e zero. Am să ajungem și noi să importăm cărbune, că am văzut deci, la termocentrala Rovinari, s-a întâmplat o problemă deci, acolo. Deci, am fi putut importa cărbune și au fost niște programe la Deva. S-a importat, dar puțin. Pentru că găsiseră la un moment dat, pentru Mintia, Deva, un cărbune din Indonezia care avea un conținut de sulf care nu mai necesita acele instalații de desulfurare. Pentru că știți, colegii n-au avut bani să-și facă acele adaptări la reglementările de mediu, acele baturi în timp și bine, îi spun că asta e și chestiunea pentru care s-a oprit. Da, s-a oprit pentru că au păcălit oamenii după mine. Oamenii au plecat masiv. Acum, la sfârșitul iulie, au plecat 700 de salariați și s-a oprit centrala.
nu mai au nici măcar personalul acela de supraveghere. Dar, până la urmă, fiecare trebuie să răspundă de ceea ce a făcut la un moment dat. Pentru că, vedeți, asta e frumos, să arăți public la un moment dat cât de bine vrei să faci tu cetățeanului, salariatului. Dar până la final, oamenii o să-și pună întrebarea, bă frate, dar se pare că nu e cum ne-au zis să ia de acolo să plecăm că vom ieși la pensie, ci vom sta ani mulți până că vom ieși la pensie. Pentru că mulți salariați de acolo au, să zic, undeva în jur de 50 de ani, care au plecat. Până la urmă, la Rovinac, așa a părut să informația că au fost oprite grupurile, că nu mai există cărbune. Nu, deci încă o dată nu mai există cărbune. Cărbune e foarte mult în zona Rovinac. Nu mai era cărbune, probabil, disponibil la ora aia. S-a mai întâmplat ceva și o avare la un grup. Vedeți, termocentrale astea nu sunt făcute să meargă 5 ani la rând. Trebuie și ele oprite, gâdilate, întreținute. Știți foarte bine că în ultimii ani nu prea au fost bani de mentenanță așa cum ar trebui să fie. Eu mă minunesc cum de a mers Rovinarul atâția ani fără nicio problemă. Pentru că, într-adevăr, colegii de acolo au făcut eforturi foarte mari pentru a face din puținul ăla care l-au avut ca buget să-și facă mentenanța la cele trei grupuri. Mai vorbim de al patrulea care se chinuie de ani de zile să-l modernizeze și Dumnezeu știe când îl vor termina cu modernizat. Da. De asta spun. Sunt chestii care vrem, nu vrem, se întâmplă. Bine, minunea a fost totuși la un moment dat că se minunau colegii de la turceni, că au putut să meargă după ce s-au oprit Rovinarii cu trei grupuri, că nu mai mersesele cu trei grupuri de, cum zic eu, de veacuri, bine, de câți bani. Și totuși au mers, au suplinit și ce au putut să-și dea, să-și onoreze contractele care le avea. Dar a mai subliniat cineva, s-a observat o situație că în Polonia, care peste 70% din energie este asigurată de termocentralele pe cărbune, în Polonia nu există prețul acesta care este în România la energie electrică, este un preț mai mic, cu toate că ponderea acestei energie pe cărbune este mai mare. Deci, în Polonia, reglementatorul a făcut echilibru între cei trei actori din piață, adică între producător, transportator și distribuitor. Da? Nu se întâmplă ca în România, unde distribuitorul și transportatorul se ia ce grosul, adică se ia aproape 70% din prețul final, da? Și producătorul se ia nimic. Pentru că dacă la noi, prin acest mix care există în centrale, dar centrale diferite, hidro, nucleară, gaz, cărbune, solar, eolian, putem să ne ducem cu costul pe elementul ăsta de producător jos, pentru că avem costuri mici pe hidro, pe nuclear, pe ei având aici, în chestia, în coșul ăsta de producător, prepondere în cărbune, nu pot să se ducă foarte jos. Și de asta au reglementat, chiar dacă costul la prețul la final e același, prețul final, ăsta de aici producătorul să primească mai mult, să primească undeva la 55-60%. Și prin chestia asta se ajută. Asta e prima chestie. A doua chestie, și nu trebuie să o omitem, e faptul că în Polonia cărbunele e mai superior. Deci ei nu prea ard lighit. Ei ard ori cărbune brun, ori huilă. Și e huilă mult mai calitativă decât huila din Valea Jiului. Da. Deci sunt niște chestiuni care, vedeți, cu cât calitatea cărbunei crește, ai și randament mai bun și ai și, cantitatea de CO2 mai mică pe fiecare megavatoră produsă. Da, până la urmă, guvernanții și de acolo asta e chestiunea, au fost atenți să reglementeze tot mecanismul acesta la noi. Indiferent cât de performanți sunt ei față de noi, și sunt, trebuie să o recunoaștem. Dacă reglementatorul lor n-ar fi făcut această distribuție a costului pe producător, transportator și distribuitor, nu se descurcau nici ei. Că și la noi se putea face chestiunea asta, dar nu s-a vrut. Pentru că știți că se vorbea de ani de zile, de rezervă de capacitate. Adică, bă frate, simt centrala pe banii mei caldă și când îmi ceri îți dau curent și nu îmi plătești nimic. Nu e în regulă.
Haideți să ne întoarcem la Complexul Energetic Oltenia. Există această lege privind reducerea vârstei de pensionare. Ce se mai întâmplă? Pentru că apar tot felul de informații că nu se recunoaște contribuția la... Ce se întâmplă? Că nu poți să iese la pensie. A ieșit cineva la pensie pe legea aceasta? Păi nu se poate, pentru că de-abia au fost câțiva colegi după data de 18 și au depus dosarele. Da. Problema este că Casa Națională de Pensii, care gestionează această lege, legea pensiilor, printr-un comunicat a spus că nu se aplică retroactiv. Și atunci, cum să zic, va fi o dezamăgire foarte mare la cei 3500 de colegi care așteptau datorită condițiilor extraordinare de grele care există acum în termocentrale și cariere să iese la pensie. Acum, de ce nu s-a făcut legea așa cum trebuia? Știți și dumneavoastră. Pentru că, din păcate, politicienii, în loc să coopereze, și-au dat la picioare câteva luni de zile. Și uitați, dacă într-adevăr ce spune Casa de Pensii, e o chestie urâtă pentru cei 3500 de salariați. Atunci ce se va întâmpla? Se va ajunge în instanță cu procese? Păi n-ai ce să ajungi în instanță, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă... Casa poate interpretează cum vrea legea aceasta. Sau ce să interpreteze? Și ceva, casa interpretează pe baza legislației care există în România referitor la condițiile speciale. Aici e problema. Pentru că știți foarte bine, s-a tot discutat și toată lumea a sperat, inclusiv eu, am sperat că vor apare niște norme metodologice de aplicare a acestei legi. Pentru că și ea în conținut e o chestie la general față de ce există în momentul de față în legislația românească. Pentru că legislația românească, când vorbim de economie, pe condiții speciale, se vorbește de unitate, activitate și meserii. Pe când aici a dat o chestie largă, condiționată, și am avut o discuție și cu cei de la Securitate și Sănătate în Muncă, de la companie, de la departament, pentru că odată cu intrarea în vigoare trebuie să o aplice, trebuie să plătească și să încadreze salariații conform legii pe acest articol, da? Și atunci vor trebui să vadă care salariați se pliază pe ceea ce menționează articolul respectiv. Înseamnă că de lege vor beneficia doar o parte dintre angajați care au plătit contribuțiile acestea. N-a plătit nimeni. Păi, dar până în momentul de față nu s-au plătit condiții speciale decât la cei care erau obligați, adică la colegii de la subteran. Da, rest, nu au avut. Rest... Iar până la apariția legii pensiilor în 2000, erau câteva activități, dacă nu mă înșel, la termocentrală, pe condiții speciale și de asemenea la colegii de la ECF-ul. Dar revin pe perioada până în 2001. Și atunci legea a fost... Și atunci așteptăm încă o dată. Deci eu nu pot să... După ce s-a făcut acest tăvălug timp de luni de zile, e foarte greu să-i spun la un coleg și nu o să fac chestiunea asta, pentru că știți foarte bine, la Casa de Pensii pot să mă duc și eu să-mi depun dosar chiar dacă mă pensionez peste 6 ani. Da? Și eu să-mi dau Casa de Pensii răspunși, dar problema va fi decepția celor care au crezut că de asta se pensionează și probabil că Casa de Pensii Gorj, că nu poate să fie în subordin al cuiva decât a Casei de Pensii Naționale, va da răspunsuri nepotrivite. Dar răspunsurile deja au fost date colegilor care și-au depus dosarele? Nu, pentru că nu se poate. Și ceva, nu au primit încă eu un am răspuns. Un coleg care a depus dosarul în, și foarte curios că destul de repede a venit, în iulie. Dar nu pe legea asta, pentru că om avea 39 de ani de grupa a doua, avea 55 de ani, bine, i-a venit pensia. Era normal la câtă vechime avea, că m-am uitat, avea vechime echivalentă 49 de ani și 8 luni. Deci, o viață de om. Da. Bun. Dar a fost o perioadă în care nu prea s-au depus dosare. Deci a venit după o lună și ceva. Gândiți-vă că acum, dacă tot speră, pentru că li s-a spus luni de zile că veți ieși la pensie, veți ieși la pensie, veți ieși la pensie. Și nu că toată lumea va depune dosarul acolo la Casa de Pensie și Casa de Pensie, chiar dacă a făcut, am înțeles, zile astea sau va face câteva angajări, nu știu dacă va putea de răspuns la fel ca și la coleg într-o lună, o lună jumate. Și probabil că va da răspuns în 2 luni, 3 luni. Nu știu cât va dura. Se va prelungi.
Problema e că va fi foarte mare dezamăgirea colegilor la momentul ăla dacă ceea ce spune Casa de Pensii prin comunicatul acela se... Comunicatul acela se referea strict la legea aceasta. Da, la legea aceasta. Da. Pentru că la un moment dat în Comisia de Muncă deputatul Solomon de la PSD, care a fost președinte de comisie timp de două sau trei legislaturi anterioare, a venit cu niște amendamente în sensul ăsta. Și la timpul ăla, cei de la putere, USR, PNL, au spus că nu sunt bani să se plătească. Și părerea mea că erau mult mai bine dacă se acceptau acele amendamente. Adică să plătească cine? Unitatea? Cine să plătească? Dom'le, dar forțai cumva. În momentul de față, dacă nu e lege trecut nimic, că legea se aplică retroactiv, nu se va aplica. După mine, nu știu. Probabil că... După mine, încă o dată, după mine, ascultând ce spune Casa de Pensii și ce spune domnul Solomon, pentru că nu sunt specialist în pensii. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Vă aduc aminte faptul că ne puteți trimite mesaje pe pagina noastră de Facebook Gorj TV sau la numărul de telefon 0758-222-708. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct la emisiunea Dialog Deschis. Continuăm discuția noastră cu invitatul nostru din această seară, domnul Dumitru Părvulescu, președintele Federației Naționale Mine de Energie. Discutăm în continuare despre modul în care se va aplica această lege, dacă se poate aplica. Credeți că până la urmă se vor lămuri, se vor da norme de aplicare? Bun. Pentru că situația este destul de complicată. Să repet, pentru că din păcate unii îmi pun mie vorbe în gură și nu-i corect. Eu am spus la finalul primei părți că domnul Solomon a spus ce a spus și Casa de Pensii Națională a spus ce a spus și o reproduc, nu-i părerea mea, eu nu-s specialist. Colegii se vor rămuri dacă Casa de Pensii sau domnul Solomon au dreptate, nu eu. Pentru că eu nu dau cu părerea cu un specialist. Da. Sunt o serie de mesaje transmise. Încă o dată, e normal să fie, pentru că, vedeți dumneavoastră, e speranța a 3500 de oameni, că de mâine vor ieși la pensie. Puneți-vă în situația lor, pentru că s-au dus, s-au depus dosarul sperând că vor ieși. Și acum vine chestia asta care îi bulversează de tot. Deocamdată n-a primit nimeni, nu? Dar nimeni poate, răspuns poate, negativ, da? Datoria salariatului e aceea de a-și depune dosarul să îi spună Casa de Pensii ce și cum. Și așa e normal. Deocamdată n-a primit nimeni un răspuns. Nu, pentru că nu era timp fizic. Pentru că, v-am spus, fiind foarte multe dosare, sigur, timpul va fi mai mult decât la colegul meu care și-a depus dosarul în iulie și a primit acum răspuns. Câte aveți de dosare? Păi a fost nu știu câte. Acum? Deci oricum toți din cei 3000 și, dar bine, că sunt în Gorj, Mehedinți și Dolj, toți ar putea să-și depună dosarul. Da, domnul Păuna spunea că să citiți, ați văzut mesajul, articolul 56, aliatul 2. Eu nu sunt specialist în dreptul muncii ca domnul Păuna. Da. Deci domnul Păuna, dacă are dreptate, vor vedea colegii când le va veni răspunsul de la Casa de Pensii, că e normal să-și depună dosarul la Casa de Pensii. Și Casa de Pensii să fie responsabilă să dea răspuns corect pe legea care există. Nu spune legea, spune domnul Gabriel Vila, da. Nu spune legea că trebuie să ai condiții speciale, spune că beneficiază cei care au lucrat în acele activități. Legea spune și care sunt activitățile. Eu nu fac analiză de text. Eu am spus ceea ce au spus Casa de Pensii și domnul Solomon. Și revin. Poate dacă Casa de Pensii e o chestie care mulți, că am văzut și în spațiu public între politicieni, că e o chestie politică și e numit politic președintele Casei de Pensii și ar fi nu știu ce pe acolo, domnule, omul ăla Solomon nu avea nicio chestie, domnule, să spună chestia. După mine. Asta. Deci nu era băgat în bătaia între PNL și USR, că asta a fost legea, n-a fost altceva, și niște colegi au fost folosiți în această bătaie. Deci nu avea niciun interes să spună omul chestia ce a spus atunci în plen. De a spus că legea se va aplica peste 25 de ani. Că n-am spus eu, a spus dânsul. Că de aia s-a abținut. Și atunci trebuie să pui o întrebare ca salariat. Bă, ăla care nu avea niciun interes. De ce a spus chestia asta? Păi, și atunci cu legea aceasta, ce se întâmplă cu ea? Păi oricum, în primul rând, vis-a-vis de lege, vorbesc de prezent. Deci unitatea este obligată
să identifice toate locurile de muncă și să le plătească începând de acum cei 8%, astfel încât salariatul să aibă condiții speciale trecute și nominalizate, pentru că obligația nu e a mea. Legiuitorul spune că obligația este angajatorului să dea lista nominală, adică cu fiecare om care are condiții speciale și care îți desfășoară activitatea numai pe locul ăla de muncă, că nu poți să-ți desfășoare activitatea pe 70 de locuri diferite și să spună că ai condiții speciale. Deci ei trebuie să facă chestia asta și în regim de urgență, pentru că oricine, dacă nu îi se va plăti și e în drept să îi se plătească de acum încolo și va beneficia și de punctajul acela suplimentat de multiplicare cu 1,5 de acum încolo. La sindicat vin oamenii, vă întreabă membrii ce se întâmplă când vă cer lămuriri, că da, mă gândesc că se poate, eu v-am sunt spus, toți așa eu bulversați puțin. Care, eu le spun ceea ce spun specialiștii, nu eu, și bineînțeles că răspund cu atât că ești liber să se ducă la casa de pensii, pentru că au fost colegi și în anii trecuți, domnule, nu aveau vârsta de pensioare, s-au dus să vadă ce vechime au, cât li se recunoaște, cât... Pentru că este casa de pensii obligată să primească dosarul și să dea un răspuns la salariat. Da, mă gândesc că o decizie în sensul acesta va fi luată nu doar de Casa Județeană și va fi analizată de Casa Națională de Pensii. Dumneavoastră credeți că, eu asta spun, aici e chestia de neseriozitate. Dumneavoastră credeți că în momentul în care Casa Națională a dat comunicatul, casele județene n-au fost informate? E o chestie absurdă, dacă credeam așa ceva. Înseamnă că oamenii vor ieși după vechea lege, da, la se 55 va vedea, de ani. Se va vedea peste câteva luni, încă o dată îmi dă eu cu părerea. Eu vă spun ceea ce știu. Știu ce v-am spus, că de acum încolo unitatea este obligată să-i plătească la salariatul care e prins în astfel de activități condiții speciale. De acum încolo salariatul va avea punctaj multiplicat cu 1,5, nu cu 1,25, dacă a fost în condiții deosebite, sau cu 1 în condiții normale. Deci vor fi avantajați peste ani la pensie, da. Și răspunsul ăsta vom vedea în câteva luni când apare de la casa de pensie. Că nu dau eu cu presupusul ce fac instituțiile statului după ce s-a bătut puterea cu puterea. Asta e absurd. Știți, în loc să stea la masă politicienii și să discute serios, ne folosesc pe noi salariații ca masă de manevră să înjurăm pe ăla și pe ăla. Da. Deci menirea, știți ce n-au înțeles politicienii? Păi frate, când ești la putere, trebuie să rezolvi problema. Nu să amăgești lumea. Ce a anunțat, spune un telespectator, că aproximativ 8.000 de salariați vor beneficia de plata contribuțiilor pentru condiții speciale. Și cum i-a identificat? De ce 8.000? Bănuiesc că sunt în producție, nu? De ce 8.000 și nu 8.500? Bănuiesc că sunt în producție, cei 8.000, nu? Se referă la eu cred că sunt mai locurile mulți. De muncă din... Deci eu cred că sunt mai mulți. Da. Pentru că în momentul de față ce are în jur de 12.000 sau sub 12.000. Sub 12.000, da. TESA mai mult de 1.000 și nu este. Și restul? Mai departe, din TESA asta mulți sunt în producție. Li se va da, pentru că și oamenii azi desfășoară activitatea în cariere sau în termocentrale mai mult de 80%. Vedeți, nu mai este problema de la condiții deosebite. Pentru că din 2001, foarte mulți colegi care lucrează în producție, dar sunt pe funcții de conducere, șef de secție, de atelier, ajungi, nu știu ce, din astea, care lucrează nemijlocit în producție, venind definiția aceea la condiții deosebite, că trebuie să-ți desfășori 100% din timp în locul ăla de muncă, n-au mai putut să fie prinși. Pentru că dumnealor au și alte atribuții decât să stea efectiv. Că stau în producție, că stau în locul ăla de muncă, în carieră sau în termocentrală, cam 80% din timp. Pe când acum oamenii vor beneficia, asta nu vor beneficia, că la condiții speciale, legea spune că să-ți desfășoare activitatea cel puțin 50%. Deci ar putea să fie prinși sau n-ar putea să fie prinși. Eu încoate, eu aștept să vină în regim de urgență o analiză făcută de Departamentul de Sănătate, Securitate, Muncă, prezentată la colegi, în Comitetul de Sănătate, Securitate, eu sunt convins că se lucrează. Și atunci vom ști, nu ne dăm cu părerea că sunt 1.000, 1.500, 9.000, 7.000, atunci vom ști exact cum sunt. Dar certe cu oamenii salariații care vor fi pe acele liste nominale, își vor primi contribuțiile pe condiții speciale. Iar unitatea va fi obligată să plătească acel 8% suplimentar pe fond de salarii la fiecare salariat care e în condiții speciale.
invitatul, mesaj de la un telespectator, da, întotdeauna a spus că legea pensionării nu este bună pentru a fi aplicată, dar că nu a făcut nimic pentru a se aplica. De ce cu atât? Ce să fac? Am fost prima dată în piață. După ce am fost în piață și l-am explicat că nu era prinsă activitatea mineră, bine am înțeles în cele din urmă, și după aia au început. Cu ce au început? S-au dus în Valea Jiului și îi mințeau pe mineri de acolo în timpul grevei din februarie că liderul lor a plecat în spital și colegul meu și acum e în spital în Timișoara, după atâta timp că a fost foarte afectat de COVID. Dar, cum să zic, trebuie să fii irațional să spui așa ceva. Și eu să stau cu el în piață? Păi trebuie să fiu nebun. Încă o dată, știți ceva? Eu sunt președinte de federație, domnule. Înțelegeți? Eu răspund în fața tuturor. Eu nu pot să mă duc lângă cineva care îmi pune greș și un lider care are 3.000 de membri. Vă referiți la domnul Maica? Nu, mă refer la... Nu vreau să-i dau numele. Pentru că știți ceva? Din păcate, foarte mulți colegi ai dumneavoastră l-au umflat atât de mult pentru că cred că el nu era ca acum dacă și din colegii dumneavoastră și din ăia binevoitori nu ridicau pașa și se folosesc de el, din păcate. Da, pentru că omul e nevinovat, dar se folosesc de el. Aveți și dumneavoastră, nu mă refer chiar la organizațiile sindicale, da, mai mari, o parte în vină, că nu prea apar așa în... se lasă mai greu convins să vină la emisiunea. Spune că nu e vorba de dumneavoastră. Eu ca președinte de federație nu pot să-i oblig, domnule, pentru că sindicatele sunt independente. Și o altă chestie, ce s-a întâmplat în piață, reușita pieței, nu e datorită lui Bunaică. Reușita pieței este la grosul pieței care a fost de la Sindicatul Energia Rovinari, știți foarte bine. Da, și deci ei au fost în piață. Nu, Bunaică era cu doi oameni. Ei au fost cu 10 oameni în piață, continuu. Am văzut că și domnul Tivic acum s-a retras de lângă domnul... Nu știu, nu comentez ce fac unii sau alții. Atâta timp când nu cunoști în organizația alea, nu îmi dau cu presupusul. Și la fel aș vrea și cei care nu știu ce e în organizația mea să-și dau cu presupusul. Pentru că cea mai mare prostie e să-ți dai cu presupusul de ceva ce nu știi. În momentul de față, având, dacă luăm în considerare că se aplică vechea lege, câți oameni vor ieși anul acesta la pensie sau cu ceva? Păi nu, anul ăsta nu mai iese nimeni la pensie. Pentru că știți foarte bine, atât complexul energetic Oltenia, cât și complexul energetic Hunedoara și în curând și compania Uranului au făcut programe de restructurare. Deci cel puțin în complexul energetic Oltenia, toți colegii care aveau condiții de pensionare pe vechea lege până la 1 mai anul viitor au plecat. Au plecat cu veniturile acelea de completare. Au plecat cu venit de completare și 2.000 de lei pe lună. Deci au plecat undeva cu 5.400 de lei pe lună net. Da, bine, cu condiția să fie avut salariu net 3.400, că dacă au avut salariu net sub 3.400, au plecat cu salariu net al dumnealor plus 2.000 de lei. Venit decent, adică nu cred că e... Știți ceva, după o muncă de 30 ani, am zis colegul care a plecat, după 39 de ani, cred că atâta lucru merită și ei. Da, complicată situația cu legea aceasta, până la urmă tot oamenii vor avea de suferit. E complicată pentru că și cei care ar trebui să explice, nu e să explice. Pentru că vă zic, nu eu încoată, eu reproduc ceea ce aud de la diverse persoane care sunt îndreptățite să-și dea cu presupuneri pe așa legi. Nu eu, că eu n-am dreptul. Nu sunt ca restul care au dreptul de pe cei care își dau cu opiniile. Da, mai sunt, nu știu, chiar nu mai rețin acum, cred că tot din sfera sindicală care au susținut adoptarea acestei legi, care spuneau că, domnule, prin legea aceasta s-a recunoscut și perioada aceea, și perioada de contributivitate la condițiile deci, speciale. Deci, încă o dată, dacă dumnealor au spus asta, dar vedeți, nu întotdeauna limba română e identică cu limba dreptului. Bine, între ghilimele spun. Da, da, da. Deci problema e cum folosești cuvintele, unde le folosești. Și discutam anii trecuți de acea reducere de 2 ani pe zonele remanente. Că și atunci le spuneam că nu se aplică la mineri, pentru că acea definire a zonelor remanente era trecută în pensie anticipată parțial. Deci acolo se aplica. Exact cum e și aici. Deci trebuie să combin totul de acolo ca să iese o chestie corectă. Dar revin, sunt oameni care sunt plătiți, specialiști în așa ceva, să iese să spună.
Ar trebui să iese Casa de Pensii, să ia punctul de vedere Casei Naționale, să spune la urmă. Eu mă gândesc că până la urmă, dacă există această neconcordanță, se va ajunge tot în instanță judecată și, până la urmă, o instanță va stabili cum se aplică legea. Instanța se judecă pe legi, da? Da. Vedeți, dumneavoastră, când vorbim de condiții speciale, sunt o multitudine de legi. Nu e numai articolul Ț cu H. Și trebuie corelate toate. Toate se corelează. Pentru că să știți că ăia de la Casa de Pensii nu cred că dau un punct de vedere că așa îi convine lui ăla și nu îi convine la celălalt. Eu nu cred că așa e conștienți. Dar revin, ar trebui să explice ei la salariat, să nu-i amăgească. Pentru că până la urmă, după mine, Casa de Pensii e o instituție specializată. Nu sunt niște politicieni care se bat în spațiu public. Domnul Vila spune că eu fac greșit, eu fac 55 de ani în decembrie și voi ieși la pensie, așa că mai ies oameni la pensie anul acesta. Știți care e chestia cu domnul Vila? Domnul Vila, dacă nu a fost trecut pe listă, înseamnă că a avut pire la domnul Burdan. Pentru că toată lumea, deci inclusiv liderii mei, care au avut condiții de pensie până la 1 mai anul viitor, au fost puși pe listă. Obligați? Bineînțeles. Păi, poate, n-am avut ce face nici în instanță. Puțin, că poate omul ocupă o desfășoară activitate de care depinde și nu poate fi înlocuit. Mă gândesc că poate sunt și oameni de felul acesta care au anumite profesii. Eu vă spun că au fost puși oameni pe listă. Deci încoate, așa știu puțin tel pe domnul Vila. Știu că este ceferist la care ia lupa aia. Deci e un specialist, da. Da, încoate, sunt zeci de specialiști sau sunt specialiști care au fost puși pe listă. Și știți care chestia? Au fost puși specialiștii ăia din urmă care, cum să zic, erau pionierii mineritului și au fost puși pe listă. Că domnul știe, a fost pus domnul Zbârnaure, domnule, care a fost tăticul mineritului în Motru, a fost pus pe listă prin anii 2000. Pentru că așa sunt programe restructurare, dure, asta înseamnă program. Știți ceva, la noi au fost că sunt criterii, pentru că în alte societăți a venit patronul sau angajatorul, i-a pus pe listă și plecați. Fără să mai discute cu salariații. Da, un telespectator a intrat mai târziu să ne urmărească și întreba dacă ne-a trimis un mesaj dacă ieșim la pensie cu legea 197. Dom'le, încoate, datoria dumnealor e să-și depună dosarul și Casa de Pensii le va spune ce trebuie să răspundă acolo. Cel puțin își fac oamenii o idee cu ce date au casele de pensii despre dumnealor. Și asta e important. Pentru că sunt mulți colegi care s-au dus să-și ia ștagiul de cotizare, că după aprilie 2001 e electronic. Atât punctajul cât și grupa de muncă. Și s-au trezit mulți că nu aveau grupa de muncă și credeau că pe anumite intervale. Deci sunt chestii care sunt binevenite pentru salaria, chiar dacă se pensionează peste 3 ani. Să știe din timp ceea ce are acolo la un sistem electronic al serilor de la Casa de Pensii. Da, și probabil că va mai dura, după cum spuneți, că fiind foarte multe dosare de analizat. V-am spus că la colegi care n-au fost foarte mulți în iulie, a durat o lună jumate. Da, dacă se ia un caz al unui angajat care se află în situația respectivă, cred că se va merge la fel în toate. Ar trebui cel puțin să ia aleatorul 3-4 dosare ale colegilor care cred că se vor pensiona pe această lege, să le rezolve în regimul de urgență ca să nu îi plimbe luni de zile pe sute, pe mii de salariați Casa de Pensii. Eu așa zic că ar fi corect și omenește din punctul lor de vedere. Da, și atunci salariatul se poate dacă e albă sau e neagră. Dacă are dreptate Casa de Pensii Națională, dacă are dreptate Solomon, dacă are dreptate domnul Iruță, dacă are dreptate domnul Pecingine, dacă are dreptate nu eu. Eu reproduc ce spune ei. Eu nu sunt specialist ca adânși. Și ar trebui cât mai repede să lămurească situația aceasta. Da, deci asta ar trebui aleatorul din sutele de dosare să aleagă câteva dosare. Da. Eu cred că totuși, până la urmă, în instanță se va stabili dacă se va merge pe așa pe contradicție de felul acesta. O instituție ca Casa de Pensii nu cred că vă dau un verdict greșit, pentru că de ce nu va da? Nu își va permite să dea greșit. Gândiți-vă că, exact ce spuneți dumneavoastră, vor fi procese. Și vor, da, vor fi procese. Mii de procese, pentru că de-abia așteaptă avocație să facă bani. Da? Gândiți-vă ce pierdere ar fi la Casa de Pensii. Gândiți-vă că nu sunt, pentru că eu am mers cu colegi în instanță și știu cât costă un avocat. Pe litigii mai simple, nu de astea de pensie.
Da? Da, dar mai fost cazuri în care casa a pierdut de sănătate. O dată a pierdut pe o interpretare greșită, pe calcul, pe chestia. Da. Nu pe o chestie de conținut pentru mai multă lume. Și de asta nu cred că își permit să dea un verdict că e bun, că e rău, dar altfel decât ar trebui pe legea respectivă. Și înseamnă că, din punctul de vedere, salariații la ce au fost folosiți politic sau nu cum? Nu știu, știți ceva? Electoral? Dânsii vor spune peste câteva luni, nu eu. Nu sunt eu cel care, și nu-mi permit să vorbesc despre colegi dacă au fost sau nu au fost folosiți. Dânsii știu mai bine decât mine chestia asta. Sau vor afla peste câteva luni. Da. Din păcate tot... Da, e păcat, că dacă această Casă Națională de Pensii are dreptate, va fi o mare dezamăgire pentru cei 3500 de colegi. Și mai mare, și o tragedie pentru colegii de la Hunedoara, care au plecat și nu o să aibă, după ce termină cei 2 ani de venit de completare, nimic. Dar bine că au avut grijă niște șmecheri să-și facă niște asociații de-astea de reconversie profesională și poate și de asta le-au făcut. Da. Până la urmă, oamenii aveau niște anumite așteptări și au și... Domnul Alin, e normal, pentru că, vedeți dumneavoastră, întotdeauna a fost greu în activitățile astea. Dar cu cât vârsta medie a salariaților a crescut și lipsurile au devenit mai mari prin lipsa banilor, că discutam de supertaxele care le plătim. De asta e dorința. Când se va mai pleca? Pune problema aceasta creșterii salariale la Comisia Energetică? Mai e un piculeț, pentru că anul viitor avem... Se renegociază contractul. Bine, și trebuie să o spun, și nu e o chestie de laudă sau mândrie. Dom'le, noi în Complexul Energetic Oltene am negociat contract, cu toate că dacă era patronatul și respecta legea, nu ne băgam seama. Pentru că știți foarte bine, pe starea de urgență, de alertă, de asta nu se negociază contract. Și cu toate astea l-am negociat. Da, și mai ales că... Încoate, nu zic că au obținut una de pe cer, dar în situația în care CEO cu căderea aceea de producție de anul trecut, pentru că anul trecut a fost cea mai catastrofală cădere de producție și de venituri. Pentru că știți și dumneavoastră câtă tevatură s-a făcut, cu ce bani am primit, cu ce... Da, până la urmă e treaba lor să găsească soluții a guvernanților care pun directorii au fost foarte să care pun directorii la Complexul Energetic Oltenia, da, să sute de entități care au avut contract și nu mai au. Deci nu le-au mai permis să negocieze. Deci li s-a prelungit acel contract. De sute de entități. Programul de restructurare ce mai știți în septembrie, parcă era ultimul termen că privind aprobarea. Știți care chestia? Eu am spus o denumărat eu că programul 1 va fi 2, dar cred că va fi 3. Numărul 3, știți că de la etapă la etapă intervine altceva. Eu cred că și aici ar trebui să fie o seriozitate a ministerului să spună franc în față ce se întâmplă cu această companie. Ministrul acesta cam dezamăgit, domnul Virgil Popescu. Știți ceva, nu îi fac eu analiză managerială a dânsului. A dat niște termene, problema e, problema termene respective. Că, v-am spus, ca lider îs decepționat de ce s-a întâmplat. Că am avut și noi, federația, sindicat. Bine, era sindicatul minoritar de la Mintia, care s-a bătut pentru locurile de muncă până în ultimul moment, că n-au ce mai face și pleca toți. Trebuie dar să... pentru chestia asta nu-mi inovațesc, pentru că totuși nu pot să las și una dintre perlele energetice românești, Mintia, să se închidă așa plecând 700 de oameni. Adică da. E o chestie destul de... Eu n-am mai întâlnit până acum o centrală de dimensiunea asta să se închidă din lipsa de personal, că pleacă oameni. Și fără scandal, fără nimic. Adică le-au dat un zahărel și au plecat toți. Trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară de la ora 21 la Goș TV.